În legătură cu căderea precipitațiilor abundente de ultima perioadă, s-a ridicat simțitor nivelul apei atât în râul Nistru cât și în bazinele acvatice de teritoriul raionului Soroca. Zilnic, de către colaboratorii direcției situații excepționale, monitorizează nivelul apei în râul Nistru, la moment fiind de 4,7 metri de la punctul 0, nivelul critic fiind de 8 metri. Deci, în ultimele 24 de ore, nivelul apei în râul Nistru s-a ridicat cu 1,2 metri. Ne bazăm pe două gradații. Avem două gradații atât care sunt marcate atât cheiul, pe zâriul râului Nistru, cât și după gradația nouă, de tip nou, instalat de către Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Deci ne conducem de ambele gradații. În caz de rupere a barajului la hidrocentrală Novodnestrovsk, avem 15 localități cu pericol de inundații, în dependență de procentaj de suprafață. Au fost informați atât primarii cât și agenții economici care au în gestiune bazine acvatice despre necesitatea monitorizării la maxim starea digurilor de protecție cât și a barajelor bazinilor acvatice și în caz de necesitate de a întreprinde toate măsurile necesare de întărire acestor diguri și baraje. La fel au fost informați și au fost date recomandări de a monitoriza la maxim nivelul apei cu instalarea posturilor de observare, iar în caz de pericol de inundații, de a informa prompt atât direcția situației din Soroca, cât și la Serviciul Unic de Urgență la numărul telefon 112.